Mulțumim! Colegii mei, polițiștii de la Poliția Rutieră aflați în serviciu, au oprit pentru controlul și verificarea documentelor un autovehicul. Conducătorul auto a fost invitat în afara părții carosabile și să prezinte documentele colegilor mei, însă acesta a demarat într-o direcție necunoscută. Imediat colegii mei au procedat la urmărirea acestuia. Datorită distanței foarte scurte de la locul în care a fost oprit până la locul în care acest cetățean domiciliază, a apucat să ajungă în imobil, în curtea imobilului. La fața locului au fost dirijate mai multe echipe de polițiști. Bineînțeles, ele au fost coordonate din teren de către adjunctul șefului Poliției Municipiului Călăraș. De asemenea, aflat în serviciu, cetățeanul în cauză a fost identificat, a fost invitat la sediul poliției pentru clarificarea aspectelor, însă nu a dorit să se prezinte. Aseară a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea indicațiilor polițiștilor cu amendă contravențională și respectiv suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de 30 de zile. În continuarea verificărilor, astăzi la parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraș a fost deschis un dosar penal, se efectuează cercetări de către colegii mei împreună cu procurorul desemnat pentru sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Din păcate, în spațiul public au apărut o serie de informații prezentate în mod eronat. Repet și regret să o spun, ar trebui să cunoaștem cu toții orașul Călăraș, ar trebui să știm ce înseamnă străzile din orașul Călăraș și sunt convins că aseară colegii mei aflați în serviciu și au făcut datoria.